scurt timp, fiecare orhiian va trăi ca în Monaco, aici, în Orhiei. Așa oraș ca în Europa. Dar ce lipsește orașului Orhei totuși? Ce lipsește? Parcă îmi pare nimic. Tot e normal și tot e bine și să trăiască Ilanșor. Să construim din Orhei cel mai prosper oraș din țară. Vă promit că dacă vom continua această luptă împreună, ca o adevărată familie, în scurt timp, fiecare orhiian va trăi ca în Monaco, aici, în Orhei. Dar știți cât de grabă sărbătorește Marea Unire? Știu, dar pentru mine nu există așa ceva. Ce anume? Marea Unire. Fiecare în casa lui e stăpân. Și așa el așa de acolo, la dâns și e stăpânul aici. Короче, в монитор у ребят. Floarea e frumoasă, inima e voioasă, se grijească fata ce mi-a zâmbit odată. În rozii cu soare, n-aveam o floare, am bătut la geam și ți-am graveram. Dragă domnișoară, vino tu afară, să te sărunce pe buzele tale, să te țină în brațe, țină în brațe, să te duc departe. Și dai, 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 exemplu, un om cu literă mare, un om nu e nimic, exemplu, tot. Ce părere aveți de fapt că el figurează în dosarul furtului miliardului? N-avem părere că aici a fost complicat, dar n-am părere, nu mă divin, n-am părere. Cât a făcut el în oraș, putem spune că el a făcut mai mult de miliard. Bine fac dacă așa-i cumpăr, după cum pe noi ne fură și zi și noapte și la stânga și la dreapta și nu ne dau nică, măcar așa lasă cumpere oameni. E că eu așa-i spun, că asta lasă cumpere oameni și dacă-i pot cumpăra, asta bine fac. Bună așa-i. Bună, așa de cât mică. Aici, cel mai impresionant parc de distracții din Republica Moldova, Orhei Land. Continuăm programul artistic și vin în fața dumneavoastră colective artistice de la Centrul Raional de Cultură Andrei Surucianu. Capul mă doare.
lumea lui aici tare obosit și tare cu multă dragoste față de toți noi. Ura! Mulțumim! Suntem moldoveni, cu asta ne-am mândrit. În Moldova ne-am născut, aici o să trăim. Oh, ce s-a întâmplat, mereu ne-o vor mâine. Suntem moldoveni.